Cunoscuta caravană gastronomică Prezintă-te la Borcan, organizată pentru a cincea oară la nivel de țară, a adunat circa 500 de echipe, respectiv 15.000 de participanți, care din august până în octombrie își măsoară forțele la prepararea celui mai cunoscut preparat din Ardei de la noi, aivarul. Care este rețeta dumneavoastră pentru cel mai gustos aivar? Pe rețeta noastră este ardei bun pentru aivar, ulei, puțin zahăr, puțină sare și restul condimentelor. Noi anul acesta, de-a treia oară, ne facem apariția la fiertul aivarului, dar nu avem pretenție pentru primul loc, principal că participăm. Frumos a fost deschiderea cu copii care au jucat, copii de-ai mici, copii mei mari, și acum se așteaptă să fie finalul. La final, dobândești cel mai bun. Da. Aveți și voi echipa voastră? Echipă n-am, am venit numai să văd, să participe cu colegii, cu societatea și lumea care-i cunosc, că mi-s la limunar și atunci să văd ce se întâmplă. Nu? E tare frumos. Locul de frunte a revenit Asociației Femeilor din Seleuș, Maria Prita, care s-au calificat în marea finală pe data de 13 octombrie la Belgrad. Manifestarea a fost organizată de Centrul Turistic al Comunei Alibunar și Asociația Bașta Mașta.